inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Din nou la întâlnirea noastră, Leontina Jurca. Când Domnul s-a atins de ea, când a vindecat-o, a simțit că este chiar purtată de mâna lui Dumnezeu. Atunci când Domnul se atinge de noi, așa se întâmplă, parcă zburăm. Dacă ne amintim de cei trei tineri, unde l-au văzut pe Dumnezeu mai minunat? Unde? Într-un foc? În cuptor. În cuptor, aprins de atâtea ori încât cei de la gura cuptorului mureau. Și ei n-au avut nimic. Însă, haideți să o ascultăm pe invitata noastră, pe Leontina Jurca. Ea s-a întors la Domnul din prima clipă. A atins-o puterea Duhului Sfânt, a avut un cancer mamar, după o ungere, Domnul a vindecat-o. Haideți să auzim ce s-a întâmplat în continuare. Acea vindecare a fost în anul? În 1999, în 24 septembrie, a fost acea vindecare la clipită. Lăudat să fie Domnul! Scumpele mele surori și prietene, vreau să vă spun un bun găsit și să vă mai povestesc din viața mea cea nouă de copil al Domnului. Chiar așa, cum e să fii copil al Domnului? Este minunat pentru că îl putem chema în totul și în toate și se implică și în cele mici și în cele mari, doar noi să cutezăm, să cerem. Vreau să vă spun că, deși înainte mă consideram o bună creștină și credincioasă, deci când nu aveam legământul, eu așa mă știam și credeam că sunt bine cu Domnul, și îl chemam și atunci, dar nu cutezam ca să-i cer totul. Era totuși, nu aveam firul acela de legătură și era o preliște, parcă noi nu aveam cutezanță să cerem direct la Tatăl prin Fiul Său. Nu, știam să mă rog la alți sfinți, așa eram crescuți, deci asta era. Dar primind acea încredere că pot să merg direct la Domnul Iisus, să cer prin El, la Tatăl, totul, sau direct la Tatăl, să cer prin Fiul Său prea iubit totul, era ceva foarte, foarte mare pentru mine și asta îmi dădea așa o încredere mult, mult mai mare și atunci știam că orice îi voi cere, îmi va da. Vreau să vă spun că multe minuni s-au făcut în casa mea, mai ales de când m-am întors la Domnul. Primul nepot care mi s-a născut de la fiica mea s-a născut așa mai plăpând, mai firav și multe boli, tot acușa ceva. Avea otită, avea polip, trebuia operat, n-avea nici 2 ani, m-am pus pe genunchi, post rugăciune, când să-l ducă la operație nu mai trebuie operat copilul. Fiica mea, pe cum? Dar eu zic, pentru că m-am rugat, am pus în fața Domnului, am apelat la biserică și care a sărit în ajutorul meu, s-a mijlocit cu toată biserica și copilul e sănătos. Bun. Na, tot n-a înțeles ea, tot nu era ei clar. Copilul a făcut niște ganglioni la gât mobili, adică se mișcau. Când punea medicul, îl căuta, ăla dispărea, știți? Tot se mișca și l-a programat pentru operație. Păi s-a dus la încă un profesor, la încă unul, gata, operație, tot programat, pruncul. Eu plâns, înăcăjită și spuneam, Doamne, te rog frumos,
dacă e voia ta și te rog să te atingi de acest copil, să vadă fiica mea că tu ești la cârma corăbiei mele și tu nu mă lași, să vadă că tu ești Dumnezeul meu, nu să zică unde-i Dumnezeul ei în care tot ne spune despre el. Și m-am dus eu cu soțul, cu fiica mea la acel mare profesor și când îl pune pe copil nu mai este ganglionul. A fiica mea acum să-l ducă la altul, că ce, că nu unde? Păi nu înțelegi nici acum că bunul Dumnezeu e bun și mare și el poate totul. Și de atunci n-a mai apărut ganglion? Nimic, copilul e sănătos, bun, altceva. La 3 ani jumate, către 4, e diagnosticat cu as bronșic. Se duc ei la medici, peste medici, alergie la nu știu ce praf, nu m-am luat eu după ei, m-am pus pe post și pe rugăciuni și am stat eu înaintea Domnului și vă spun că a făcut o criză într-o vară, avea peste 3 ani jumate, către 4 ani o criză și l-au dus cu salvarea. Eu am spus la soțul meu, nu se poate, copilul e vindecat, copilul e bine, ăștia îmbolnăvesc copilul din medic în medic, nu se poate. Și a doua zi l-am luat eu cu soțul, l-am dus la o doamnă profesoară să-l pune la toate aparatele. L-a pus la toate aparatele să sufle acolo, acolo, acolo. L-a făcut testele toate, copilul vindecat declarat. Și ei dădeau în fiecare lună un medicament care costa 1.800.000 pe atunci, lunar. Și ca să le arăt și să le dovedesc că nu mai trebuie medicamente, atât am umblat. Și copilul e sănătos și în ziua de astăzi și laudă pe Dumnezeu cel mic, laudă pe Domnul. Deci Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și ori de câte ori l-am chemat, mi-a răspuns și mai ales în cauze de boli. Totdeauna când îl chem cu balsamul său cel vindecător, peste o ființă pentru care mijlocesc, Domnul se atinge și răspunde, slavă Lui. Ce spune soțul dumneavoastră despre minunile astea? Nu-i fermecat de ceea ce face Dumnezeu? Îi place și spune că este acum bucuros și vede rezultate în casă, însă cu întoarcerea lui nu știu când va fi, dar nădăjduiesc. El este un om foarte bun, este deosebit de bun. Pot să spun că este chiar credincios. Ne-am înțeles întotdeauna foarte bine. Și a fost întotdeauna bun și blând și iubitor, un tată deosebit și un soț deosebit și acum cu atât mai mult un bunic deosebit. Are cam tot ce trebuie, dar cum îi spunea Domnul Iisus tânărului, îți mai lipsește ceva. Îți mai lipsește ceva. Vindecă așa și este. În partea săracilor. Ei, nu așa e cazul, este. Poate aici e vorba de altceva. Vinde toate gândurile, toate așa prejudecățile. Toate, dacă s-ar putea lăsa de prejudecăți, da. Și Domnul va lucra, eu nădăjduiesc și la inima fiicei mele și a fiului meu și a soțului meu și a casei mele, ca să pot să spun și eu așa. De când ați avut problema cu sânii, s-a mai întâmplat ceva? Da, în anul 2004, eu fiind la menopauză, au început să apară niște probleme. Am vorbit cu o doctoriță, mi-a spus că trebuie să mă duc la un cabinet ca să mi se ia biopsie. Când am auzit de așa ceva, nici nu m-am mai gândit. Nu, n-am vrut, nu m-am dus, am lăsat totul așa. Și iarăși am apelat la mila Domnului și la fiecare cină și la fiecare ungere nădăjduiam că Domnul va lua acea boală din trup. Ei, nu a fost de data asta așa, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Și El știe de ce a fost îngăduit ca să mai trec prin aceasta. Poate să mi se încerce și credința. Domnul știe pentru ce a îngăduit. Dar vă spun că din 2004, cam prin iulie a început această suferință, care o simțeam. Ea era mai demult, dar nu, am dus-o pe picioare, nu știam. Aveam dureri și atunci s-a făcut toamna, s-a făcut iarna, am zis să mai treacă Crăciunul, să treacă anul nou și după botez, în 2005, soțul meu m-a dus de mână la cabinetul medical cu plată. Acolo m-au pus la un eco și mi-a spus domnul doctor că am o tumoare cât o portocală. Mi-a și arătat-o pe eco. Și atunci a spus că trebuie să fiu internată pentru ca să mi se ieie o probă. De acolo, o biopsie.
Nu mai aveam ce să spun, soțul era cu mine, nu mai puteam să refuz, deci m-au dus. Era ceva, na, am venit acasă, m-am tot rugat, Domnul m-a întărit, slavă Lui, și am ajuns internată. Acolo, domnul doctor m-a programat pentru acea biopsie și mi-a spus că trebuie să-mi facă și o intervenție pentru că aveam o rană deschisă pe colul uterin. Și după ce mi-a luat biopsia, era mai un medic, mai era o asistentă, era mai multe, pentru că îi chemase să vadă cât e de mare tumoara și că în ce stadiu sunt. Eu auzeam ce vorbeau ei acolo, spuneau că e de gradul 4, că termen medical, dar deja știam că ce se discută despre boala mea. Și când să mă cauterizeze, după ce mi-a luat biopsia, nu găsea rana. Păi nu-i rana, nu găsesc. Bun, m-au dus la salon și după 3 ore domnul doctor a venit ca să vadă cum mă simt și a spus: măi, dar nu înțeleg, nu mai era rana, nu-i mai rana. Și eu l-am prins de mâna dreaptă și am spus: domnul doctor, vă spune unde este rana. Mi-a luat-o domnul, slăvit să fie și aliluia. Că dânsul, când s-a exprimat că nu găsesc rana, eu de acolo, de pe masă, în durerele alea, eu am strigat: slavă Domnului, aliluia, pentru că eu știam ce am cerut la Domnul, să-mi dea un semn că e cu mine în această încercare, că este voia sa și că să fiu eu acolo în spital și că toate sunt în mâna sa. Și atunci, pentru mine a fost o confirmare încă o dată că este îngăduit de Domnul să fiu eu acolo, pentru că El știe ce are de lucrat în acel spital prin mine, de la mine. Nu aș fi vrut să ajung pe mâna omului, nu? Eu aveam încredere în Dumnezeu, eram copilul Său și știam că trebuie să-mi dea un semn și am cerut cu credință un semn. Și slavă Lui, asta a fost semnul. Și eu am mărturisit la domnul doctor atunci că eu am mai avut o problemă în 99 cu sânul stâng, că bunul Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat, El a rămas foarte uimit, m-a întrebat încă o dată și încă o dată să-i spun, i-am explicat și atunci a plecat foarte mirat, dar a crezut ce i-am spus. Slavă Domnului! Atunci a venit doctorița care era stagiară, o tânără scumpă, și am spus și dânsii, atunci asistent, atunci bolnavele. A fost îngăduit de Domnul ca eu să vorbesc despre El acolo, să-L slăvesc și să-L mărturisesc. Și acolo, în salon, s-a aflat o tânără dintr-un sat de lângă Timișoara, care a venit cu o problemă ca să-i oprească sarcina, să-i facă închiuretaj, pentru că nu se mai auzea inima copilului, nu mai bătea la un control, ultim control. De multe zile? De câteva zile, da, venise de la sat și plângea și ea vroia copilul și era deja în luna a șasea, către a șaptea lună. Era distrusă și am spus: tu crede că pruncul e viu și dacă tu ți-l dorești, roagă-te. Și într-adevăr, în noapte m-a rugat foarte mult pentru acea tânără și le-am citit psalmi, le-am cântat, le-am mărturisit din experiențele mele și a altor surori și altor frați din biserica din care făceam parte și ascultau și se bucurau, iar acea ființă a dormit foarte liniștită noaptea aceea, că Dumnezeu va face o minune, că așa a vorbit Domnul. Dimineață, înainte de chiuretaj, că era propusă, zic: totuși mai du-te să te pună odată la un eco, am încurajat-o. Și a venit domnul profesor, a venit medic și a mai pus odată la un eco, să o mai asculte odată totuși înainte de intervenție. Și ce credeți? Minune, că bunul Dumnezeu a vrut să-și facă numele de slavă. Și pruncul era viu, bătea inima. Și atunci au pus-o cu întăritoare, au intervenit ei ca să întărească pe această tânără viitoare mamă și astfel a plecat acasă foarte bucuroasă că
auzi și de bunul Dumnezeu și a trăit și a experiența atât Dumnezeu de mare. Să lucreze la inima ei și să-L cunoască cu adevărat. Așa mi-a promis că va merge în sat, că în satul ei era biserică de penticostali și, într-adevăr, soțul ei avea o firmă acolo în sat de produse de mezeluri și chiar avea legătură cu frații și surorile și eu așa mi-am dat seama că frații au purtat-o pe brațe de rugăciune înaintea Domnului, că știa situația ei și iată că Domnul a ascultat și a răspuns rugăciunilor, slavă Lui. Este chiar într-adevăr foarte interesant și slavă lui Dumnezeu pentru felul în care lucrează. Și acolo erau multe femei bolnave din toate zonele, erau din Oltenia, erau din Moldova și apoi erau avut ce să audă despre bunul Dumnezeu și lucrările sale. Și așa, scumpele mele prietene și scumpe surori, am venit acasă după aceste zile de spitalizare și mi s-a spus să aștept 21 de zile pentru acest răspuns de la biopsie. Na, au trecut zilele acestea, eu m-am încrezut în Domnul, citeam, mă rugam și așteptam. A venit momentul, am dat telefon la doctor ca să văd dacă a venit rezultatul, mi-a zis că da, na, eram bucuroasă și am zis și atunci îmi fac bagajul, mâine vin la spital, mă internez. Nu, nu, să vină soțul. Și atunci am înțeles că rezultatul era pentru că se putea să nu fie cancer. A venit soțul de la spital și a zis da, este cancer, tumoare malignă. Mi-a spus că este neoperabilă, m-a trimis la fel de fel de proceduri și trimitere la oncologie. Da. Soțul meu a zis că n-a să căutăm un medic, că deja i s-a recomandat un medic foarte bun de către colegii lui și prietenii lui. Păi au venit acasă, acolo a fost consiliu de familie și am spus să mă lase toți în pace, că mă duc să vorbesc în cămăruța mea cu Domnul. Și ce-mi va spune Domnul, aia o să fie. M-am dus, m-am rugat, slavă Domnului, și așa am avut o cercetare deosebită. Am simțit și așa am înțeles prin Duhul Sfânt că voia sa este ca eu să cred în puterea sa până la capăt, indiferent ce va fi și să nu mă duc la nicio procedură. A zis așa să mă las călăuzită de Duhul Sfânt și mă va învăța ce să fac. Na, am venit în cameră plânsă, nu plânsă de supărare, eram plânsă de cercetare și de bucurie că am putut sta în părtășie cu Domnul în clipele acelea. Și atunci doctorul a spus către mine, na, ce hotărâre ați luat? Și am spus, nu fac nimic. Era în casa mea și un doctor ca să mă convingă, să mă duc la toate ce mi s-au scris acolo. Și a spus că da, vă dați seama ce aveți, dar vă dați seama ce vorbiți, că nu vreți să faceți. De ce nu vreți? Am spus, nu, uite, eu așa cred că bunul Dumnezeu cu post și rugăciune mă va ajuta. Zic, eu am mai avut o experiență cu Domnul, eu știu multe mărturii am auzit și am văzut multe cu ochii mei, multe minuni făcute de Dumnezeu și zic, Dumnezeu este același. Și atunci, bine, dacă puteți să postiți, atunci... Ați luat această hotărâre? Am luat o hotărâre înaintea Domnului să mă ajute cu ajutorul său să pot să țin un post de 21 de zile doar cu apă. Chiar și doctorul a spus că da, dacă puteți, da, postul împletit cu rugăciune și cu credință în bunul Dumnezeu, da, s-au auzit de rezultate. Dar nu știu dacă spunea din convingere sau că era pur și simplu de milă de mine. Nu, aici n-am înțeles. Și soțul a făcut semn către el că să mă lase așa cum spun eu și de atunci am început, de duminică am început postul. Țin minte, într-o zi de duminică, bineînțeles, am la legătura cu păstorul bisericii, am la legătura cu frați, cu surori să mă susțină în rugăciune și să mijlocească pentru mine ca să pot să duc până la capăt. V-au lăsat să faceți ce vreți și ce credeți, gândindu-se că și așa nu o să mai aveți multe zile. Da, deci, asta era, da. Boala era stadiu 4.
tumoare malignă în cancer uterin, gradul 4. Fără posibilitate de a fi operat. Fără, pentru că era foarte sus și era ramificată tumoarea. Era o speranță ca prin aceste proceduri să se retragă tumora și să se restrângă și să poată fi operată. Ar fi o idee. Da. Ce s-a întâmplat mai departe? Cu ajutorul Domnului am ținut acel post. Așa bolnavă, cu așa o tumoră, da, și fără mâncare? Fără mâncare, 20... nimica, și vreau să vă spun că până între aceea eu aveam dureri, că de aceea am și ajuns la spital, nu? Că aveam și dureri? Aveam și dureri, nu numai scurgeri, erau dureri. Mari? Erau dureri, contracții uterine, ca și de naștere. Sau când pierzi o sarcină, nu se poate explica. Deci dureri, contracții uterine. Și după ce am început postul din ziua aceea, slavă Domnului, nu m-a durut o unghie. Pe toată perioada postului a zburat. Am zburat, deci lucram în casă totul, ca și înainte, doar că nu coboram și nu urcam, pentru că locuiam la etajul 4 și ca să nu, așa, numai în casă lucram. Mâncare, spălat, călcat, totul, iar sâmbăta și duminica la masa noastră venea toată familia, care erau 8-9 persoane, pentru că era fiul meu, nora mea, fiică, ginere, doi nepoți, soacră. Tot ca înainte se pregătea masa de către mine, dar nu eu, ci Domnul. Cred cu toată tăria că îngerii Domnului mă ajutau și mâncarea era cu atât mai bună cu cât nici măcar n-o gustam. Și în a 21-a zi sau în a 20-a zi, tot așa ați fost plină de putere și de energie? Da, pentru că mai vreau să vă spun că noaptea mă cerceta Domnul, slavă Lui, și mâncam niște bunătăți. Mă hrănea, mi-aducea... Cum? Pere, fructe, pâine... În vis? În vis, da. Primeam niște bunătăți... Păi, cred că Domnul mă vitaminiza și îmi dădea ce-mi trebuia corpului. Nu știu, era ceva minunat. Scrie în Biblie că Domnul Iisus a fost și El dus în pustie și acolo îngerii îl slujeau. Îl slujeau, noi da. Nu știm, doar aceste cuvinte sunt scrise. Ce a însemnat acea slujire a îngerilor? Poate îl hrăneau cumva special? A fost așa de minunat. Dacă povestiți asemenea, n-am mai auzit niciodată. Chiar a mărturisit cum noaptea eu eram hrănită, dar niște hrană deosebită, fructe foarte mari și zemoase și gustoase și deci îmi dădea Domnul puteri. Și ce s-a întâmplat după această dezintoxicare, am putea spune, a corpului? Așa este, iar în acest timp să vă mai spun că în casa mea au venit frații păstori pe rând și mi s-a făcut ungere săptămânal, ungere. Și au venit cu surori, cu frați, cântări, rugăciune. Nu erau îngrijorați prorocii deloc. Aveau o încredere deplină, pentru că Domnul mi-a vorbit și exact cum dumneavoastră ați spus povestea celor trei tineri din cuptor. Pentru că prima prorocie în ziua când s-a intrat la mine în casă a fost așa: eu voi fi cu tine în cuptor ca și cu cei trei tineri. Aliluia! Slăvit să fie Domnul! Și atunci, credința mea a fost foarte mare că Domnul va lucra și a mers numai prin credință, înainte. Deci după acest post eu am început numai cu sucuri ca să-mi reglez stomacul, cu zeamă de orez. Deci Domnul m-a călăuzit și m-a dat înțelepciune ca să... M-a învățat cum să fac să mă întremez. Și am început cu zeamă de orez, cu suc de fructe, cu morcov, cu mere, mă rog. Și după un timp m-am dus și eu la Smirna să mărturisesc că am fost în 18 aprilie la primul eco și mi-a spus: ce ați făcut? Că s-a retras și e mică și... Dar nu mă credea. Păi zic, uite, am ținut post, m-am rugat, mi s-a făcut ungere. Păi cum e aia? Păi cum să fie? Ca la voi, la ortodoxi, cum este maslu, sfântul maslu, nu? Așa e și la noi ungere. Deci vine după cuvânt. Exact așa. Dacă cineva din casa ta este bolnav, dacă cineva este bolnav, chemați prezbiterul și vă mărturisiți, faceți rugăciune, ungere
și Domnul va răspunde. Și eu, pe baza cuvântului, așa am făcut. Vai, dar cum, uitați că s-a micșorat și se făcuse de la portocala aceea, se micșorase și tot se micșora. Și eu din lună în lună mergeam la eco ca să se vedem cum s-a mai micșorat, dar tot neoperabil era, pentru că ziceau ei că dacă n-am făcut procedurile, nu poate interveni, că na, știu ei ce știu. Și am fost la biserică în aprilie și am mărturisit pe Domnul că na, că nu m-a durut nimic, am ținut postul, că lăudam pe Domnul. Și atunci s-a năpustit iarăși furtuna, pentru că celui rău nu-i place să lăudăm pe Domnul și să-l mărturisim. Și ce și-o zis? Lasă că-ți vine o dehac. Dar Domnul e mai tare și noi știm cu toții. Și au început durerile, eu nu m-am lăsat de poala Domnului. Mă durea cumplit, eu când venea soțul acasă îmi puneam zâmbetul pe față și pe buze, îl primeam așa cu căldură, cu dragoste, căutam să nu mă vait. Și durerile erau tot mai mari, încât noaptea mușcam perna ca să nu mă audă nimeni din casă, să nu mă audă bocetul. Și totuși uneori soțul simțea și venea și mă lua în brațe și plângeam amândoi. Și odată i-am spus atâta să se întărească că Domnul va lucra, dar voia lui să fie și orice va fi să fie tare. I-am spus, știți, scumpul meu, că ori sunt în viață, ori voi fi moartă, eu tot cu bunul Dumnezeu voi fi și tot în viață voi fi. Pentru că, zic, acum dacă e voia sa să mă ieie, eu sunt foarte pregătită. Și plângea și el cu mine și totuși spunea la toți că eu cred că pe Leontina o va vindeca Dumnezeu încă o dată. Amândoi ne-am pus încrederea în bunul Dumnezeu și el mi-a spus că el crede că eu sunt încredințată în brațul Domnului și că va lucra. Crede. În unele clipe, parcă el era mai tare în credință decât mine uneori. Așa simțeam. Parcă eram geloasă că el crede mai mult. Pentru că a văzut multe minuni deja și era mai puternic, mă întărea această credință a lui. Și știu că se ruga și el în taină, știu și cred. Și în 1 noiembrie, pentru ultima dată, m-am dus la un eco și am zis, Doamne, acum gata, să-mi dai un semn. Și primul cuvânt ce mi-a spus doctorul a fost, vreți să vă operați, că acum se poate. Se făcuse cât nuca aceea întărit și se făcuse o formă. Și tot ce am făcut eu cu ajutorul bunului Dumnezeu, cum a călăuzit prin puterea Duhului Sfânt, a fost egal cu chimioterapie și toate celelalte proceduri. Deci postul împletit cu rugăciunea și prin credință. Dumneavoastră ați primit această încredințare de la Dumnezeu. Da. E bine să ascultăm și ce spun medicii. Se mai prelungește viața, însă firul, capătul, este în mâinile lui Dumnezeu. Domnul Iisus are cheile morții și a locuinței morților. El singur știe când este timpul ca să ne cheme la El. Uneori, pentru unii dintre noi, se fac chemări repetate și nu vrem să ascultăm vocea Domnului și atunci ne ia așa nepregătiți. Și s-a închis cartea așa cum este și ce s-a scris în ea, pentru alții altfel, pentru fiecare Dumnezeu are felul lui de a lucra. Ne bucurăm că Dumnezeu v-a ajutat, ați fost operată și de atunci, de 2 ani de zile, vă simțiți bine. Aleluia, da. În 15 noiembrie am ajuns la operație, atunci aveam 43 de kilograme, eram slabă, dar slăvit să fie Domnul. După operație, Domnul a lucrat în chip minunat și ați întinerit. Iată că mă simt foarte întinerit. Bine. Da. Domnul așa a găsit cu cale să lucreze în dreptul meu. La fiecare lucrează cum e voia sa și lucrează când într-un fel, când într-altul. Da. După atâtea experiențe, un gând pentru ascultătoarele noastre, un gând de încurajare. Să vă puneți nădejdea și credința în puterea Domnului și să-L cereți în orice problemă, cu sinceritate, cu inima deschisă și să aveți credință că Domnul va răspunde și
vă va da izbândă și vă va aduce izbăvire în totul și în toate. Slujiți-i cu toată dragostea și cu toată credința. Vă iubesc din inimă și vă doresc pace în suflet. Dragi ascultătoare, cu aceste gânduri frumoase, cu aceste mărturisiri, ne despărțim. Ceea ce a rămas în sufletul nostru este că Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată. El este atotputernic, mare și minunat. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata noastră, Leontina Jurca, spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină în mâna Lui puternică. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere! Tu fii tare în ziua încercării, căci atunci ești ales pentru har. Strălucit ești în haina ocării, când te urci răbdător spre calvar. Strălucit ești în haina ocării, când te urci răbdător spre calvar. Tu fii tare, la inimă, la inimă. Pentru noi, femeile.